Există ceva mai riscant decât viteza pe aceste drumuri. Ne îndreptăm spre Ceasov Iar. Cu trupele ruse aflate la doar câțiva kilometri distanță, dronele sunt o amenințare constantă. Unitatea acestui comandant ucrainean are misiunea să le doboare. Acum o săptămână sau două am doborât ultima dronă. Ultima dată când am prins o dronă Lancet a fost acum 3 săptămâni. Era vreme bună. Zboară prea sus, nu le putem nimeri cu armele noastre. Puțină verdeață și un adăpost nu îi prea protejează pe acești soldați. Ziua de astăzi trece drept una liniștită. Frecvent însă, dronele sunt mult mai aproape. Uită-te acolo. Noaptea trecută acolo a lovit un obuz, iar altul la vreo 100 de metri mai încolo. Era pe la 1:30 noaptea. Proiectilul a trecut pe lângă. Craterul e relativ mic, dar au fost o grămadă de schije. Nu oricine poate ignora zgomotul. Cățelul unității stă ascuns mai tot timpul. Un soldat ne povestește că înainte aveau o pisică și animalul nu prea se temea. Abia după ce a călcat o mașină și-au dat seama că pisica era surdă. De-aia nu era frică. Aici, afară, expuși la atacuri cu drone și obuze și ripostând cu armele rămase de la generația anterioară, este greu de crezut că ajutorul de miliarde de dolari al americanilor este pe drum. O să credem când o să-l vedem cu ochii noștri. Deocamdată nu vedem și nici nu simțim vreo diferență. În prezent ne-am retras către Avdivka, iar rușii au ocupat niște sate. Încă n-am reușit să-i contracarăm. Aici se discută numai despre arme, sau mai bine spus despre lipsa lor. În 2023, livrările constante din Occident i-au permis Ucrainei să-și reducă, pentru scurt timp, dezavantajul în schimbul de focuri cu Rusia. Comandamentul militar ucrainean susține că raportul între trupele ruse și cele ucrainene ar fi de 6-1. Mulți de aici cred că depășește 10-1. Dacă am înțeles corect, o dronă rusă a lovit o țintă ucraineană. Da, și-a găsit ținta. Dronele lor de recunoaștere zboară tot timpul. Găsesc o țintă și atacă imediat. Mulți dintre cei de aici sunt conștienți de zonurile potrivit cărora Putin ar fi ordonat armatei sale să cucerească Ceasov Iar, de preferință, înainte de 9 mai, ziua victoriei în Rusia. Și dacă cineva are de gând să-i oprească pe ruși, aceștia sunt soldații de aici. Însă, rezistența devansată de Rusia și subaprovizionată de Occident a avut prețul ei. Dacă ajutorul ar fi venit la timp, altfel ar fi stat lucrurile. Din cauza întârzierilor, mulți oameni buni au murit. În așteptarea ajutorului promis, ucrainenii luptă deocamdată cu tot ce au pentru a-și înfrânge inamicul.